Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou la Escu TV, pe teme muzicale. Am făcut multe, multe emisiuni pe această temă și evenimente de altfel. Astăzi îl avem ca invitat pe Ovidiu Lipan Tăndărică. Iată că după Nicu Covaci, Yoji Capăl, vine și Tăndărică la interviu. Sper să vă aduc puțină bucurie și optimism pentru momentele astea care le știm cu toții. E un sindrom planetar, nu știm exact în ce direcție o să o ia, dar puțină speranță, optimism și să egalizăm energiile, să ne puțină meditație și acum în momentele de astea ajungem să ne cunoaștem și noi înșine pe noi mult mai bine, că ies la iveară lucruri pe care s-ar putea ca până acum să nu le fi știut despre noi. Sigur, există o anumită tensiune, depresia nu e departe de noi, foarte multă lume bulversată din cauza mediei, care diferiți televiziuni spun una alta, celălalt spun altceva, dar în concluzie eu sper ca cât de curând să avem posibilitatea să dăm concerte și să avem o altă formă. Lumea s-a schimbat, e clar. Trebuie să ne adaptăm și să vedem cum mergem mai departe. Ovidiu, îl salut că toți prietenii, toți românii din diaspora, din Canada. Te salutăm și noi, te salut și eu de aici. Suntem câteva momente împreună. Așa, Ovidiu, uite că n-am apucat să... Ai intrat, așa cum intri tu, cu tobele, cu bubuiala. N-am apucat nici măcar să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră la Escu TV. Mai ales că este o oră târzie acolo în România. Vreau să întreb, de ce se spune Tăndărică? Tu ți-ai luat numele ăsta sau ți l-au pus? Da, ăsta e un nume care a venit... Eu am început foarte devreme, foarte mulți dintre parte, știu... din generația povestea, da, anilor 70, povestea noastră, n-are rost să mai intru în să o detaliez, dar ideea e că da, rupeam tobe, eram foarte slab și parcă eram tras de ațe când băteam la tobe și sigur de acolo a venit publicul cu Tăndărică, ovații la fiecare concert, la solourile de tobe, da, dar în sfârșit a rămas foarte pregnant porecla asta Tăndărică. Acum mi se spune chiar Ovidiu Lipan Tăndărică, că lumea deja nu mai poate... Crede că este numele tău de familie, poate. Crede că este numele meu, da. Foarte, la recepție, când merg la hotel, domnul Tăndărică, unde merg domnul Tăndărică, adică îți dai seama. Dar trăiesc foarte bine cu emblema asta și îmi face mare plăcere, pentru că asta, Tăndărică, e o păpușă, de fapt. Și asta îți creează o stare de bine și e o formă de identitate cumva, adică eu am o tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu vezi, eu cu cât în timp ca vinul ăla, cu cât bătrânește, cu atât devine mai interesant. Că de frumusețe să nu mai vorbim. Da, 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 asta deja putem să o remarcăm. Da, cu probleme, da, da. Uite, nu știu cum faci de te-ți așa de bine. Să știi că ironia și autoironia ne scoate din impas în perioade de genul ăsta și cu atât mai mult trebuie să ne apropiem de sinele nostru, să ajungem, cum spuneam, să ne cunoaștem, ne identificăm mult mai profund decât într-o lume în care nu te mai regăsești. Liniștea asta și perioada asta pentru foarte multă lume care știe să profite de lucrul ăsta, trăiește o stare spirituală, o înălțare spirituală, aș spune, mult mai profundă. Ți-a dat poate și prilejul să crezi mai mult? Pentru că în tumultul acestor al concertelor, al deplasărilor, da, poate că... Da, da, da. Nu, acum, în perioada asta, am creat o lucrare, Renașterea Spiritului Terra Nova, care este, am realizat premiera la Cluj, cu opera din Cluj, cu managerul și omul care este tot timpul acum lângă mine, Radu Groza, care este un manager de top în România, aducând mari artiști aici, Julio Iglesias, Ricky Martin, Zaragoza Band, da. Aldi Meola. Îl salutăm și noi de aici și îi mulțumim pentru că el ne-a ajutat cu setările, cu Skype-urile astea. Da, da, da.
Îl salută, te salută Radu de acolo. Vino puțin lângă mine. Hai da, și îi și mulțumesc pe această așa cale pentru că ne-a ajutat cu setările tehnice acolo la, da, la, okay, la Iași sunteți, nu? La Iași, la Iași am ajuns. În Păcurari? La hotel sau la tine în Păcurari? Nu, la hotel. Nu mai am pe nimeni. Eu am o poveste de roman. Când m-am întors după 90, după Revoluție, nu mai aveau nici crucea mea la morminte, adică nu mai... Am rămas cumva suspendat între lumi și trec dintr-o parte într-alta cumva, primesc și niște mesaje și informații foarte puternice, fiind deschiși la ce înseamnă energii care vin spre noi și că artiștii avem oricum o sensibilitate aparte, așadar stau la hotel, sigur, dar îmi face mare plăcere să respir aerul de Iași și cred că se întâmplă un fenomen ciudat acum pentru românii care de multă vreme sunt în Canada. Eu am trăit 23 de ani la fel în Germania, m-am întors în anul în 2000, stau mai mult în România și lucrez cu artiști români. Acum să-ți vorbesc de acel proiect care l-am premiera la Cluj, Terra Nova, Renașterea Spiritului, este o muzică energizantă, o muzică care te pătrunde și Maya Morgenstern, care este o actriță internațională de-a noastră, recită din diferite poeme pe muzica asta, este cu orchestră de cameră, soprana a fost Irina Baianț, bariton a fost directorul operei din Cluj, Florin Estefan. În sfârșit, încercăm, am creat o muzică de încărcare energetică, cum spunea, echilibrare energetică, de meditativă, de vindecare, o muzică care să aducă o speranță într-o perioadă în care, într-adevăr, nu mai are rost să precizez, toată lumea știe despre ce e vorba, trăim același sindrom peste tot în lume, mai mult sau mai puțin, dar eu sper că muzica și cultura vor rămâne ca și esențiale, stele care vor dansa în continuare și tocmai muzica face parte din gena umană. În momentul în care mi se ia lucrul ăsta și nu mai avem evenimente, sigur că va fi o traumă. Pentru că e o simțire umană care va dispărea și se vor anihila sentimente umane. De aici se pot pornesc o întreagă cavalcadă în care îndepărtăm iubirea, socializarea. Muzica ne unește, muzica creează o stare de spirit umană de care noi avem nevoie ca și de aer. În sfârșit, eu sper să treacă momentele astea și să fim iarăși puși în valoare, să putem să creăm și să dăm publicului vindecarea spirituală. Pentru că ai adus în context planul acesta spiritual, evident, care ne lipsește în momentele acestea. Nu mai avem concerte live, dar ne pregătim pentru cele care vor urma, creăm. Dar vreau să vorbesc despre altceva. Da. Așa. Tu ai adus tobele la, să spunem, la un nivel de, nu știu cum să spun, de le-ai exploatat sau ai scos din tobe tot ce se putea mai bun. Da, dar da, de la asta ai trecut la toacă, pentru că vorbeam de aspectul spiritual. Toaca este mai curând, mai puțin un instrument și mai curând un, absolut, un obiect de care slujește, eu știu, pentru slujbele bisericești, o chemare pentru la rugăciune, o chemare la meditație, o chemare exact la purificare și te o transpune într-o lume de lumină. Asta este toaca, este în momentul în care se bate acea toacă și am făcut toacele, un cup de toace, care am avut niște reprezentații foarte puternic încărcate de o energie care s-a transmis, pentru că muzica și tot ce transmite un artist este energie pură și tocmai asta transmite. Vreau să spun că am și la Paris și am realizat cu toacele. Acum, sigur, eu am compus și muzică, am pus și în afară de Terra Nova, un poem simfonic cu care am avut premiera la Opera Română în 2000, Visul Toboșarului, că vorbim de tobe. Iar acolo a fost Dumitru Părcaș invitat, am avut corul Voică Enăchescu, orchestra simfonică, orchestra simfonică. Creez un pandan între acum cu
lucrarea asta nouă cu Maia Mormiște, un pandan între muzica modernă, aș spune electronic, mult și simfonic și clasic. Și îmbin diferite forme. După aceea cu Fanfara din 10 Prăjini, cu Rona Hartner, producții cu, nici numai, cu Stelu Enache, muzica românească, am făcut câteva albume, cu concerte unde am avut public, sal de palat și concerte internaționale cu ei. Aș dori să vin și în Canada, apropo, că acum spunem de chestia asta, să vin cu Prăjirile și cu muzica care am compus-o eu pe albumul Renașterea, care se găsește pe YouTube, Ovidiu Lipan Țăndărică pe YouTube, și apar diferite din concerte, diferite clipuri cu Rona, cu piese frumoase care le-am reorchestrat iarăși. Concerte la Londra, la Paris, la am făcut America înainte să vin cu Phoenix, am avut un tur de concerte formidabile. Ovidiu, noi ne bucurăm tare mult că reușim să stăm de vorbă cu oameni ca tine, care într-adevăr transmit o energie mare. Și o fac cu mare drag, pentru că știu ce înseamnă dorul de România pentru foarte mulți care sunt de multă vreme în Canada, pentru românii noștri, pentru frații noștri de acolo. Eu am trăit 23 de ani în Germania și asta spuneam, că m-am reîntors după Revoluție, am trăit o revelație în România și vreau să vă spun că eu trăiesc din 2000 mai mult în România și putea să trăiesc oriunde pe planetă, dar m-am reîntors să trăiesc spiritul, aerul ăsta românesc, să văd evoluția, să văd cum merg lucrurile mai departe, să lucrez cu artiști români, să promovăm arta românească peste hotare. Asta am și făcut timp de 20 de ani, din 2000 până acum. Iar acum, împreună cu Radu Groza, lansăm tineri interpreți care au piese foarte frumoase, au voci foarte bune. Și acum, chiar de la Iași, aici, am lansat un băiat care cântă și a scos o piesă pe YouTube, Ianis Pavel, care e super, și toți tineretul care acum vor să intre în media, tocmai acum s-a întâmplat nebunia asta și eu să calează puțin lucrurile, dar eu sper ca în viitorul apropiat să avem șansa să prezentăm publicului și români cu tineri foarte talentați. Ovidiu, ai mai fost în Canada acum mai mulți ani, sunt, cred, mai mult de 15-16 ani, în formula Phoenix. Ai fost și în state, ai fost în toată lumea. Da. Mă bucur foarte mult pentru că ai reușit să vezi români din toată lumea, dar știi cum se spune asta, cămașa e mai aproape decât sumanul, deci mi-aș dori tare mult să te văd aici în Canada, să te văd și eu, pentru că nu te-am văzut niciodată. Urma să vii cu Pasărea Rock în Canada în aprilie și în octombrie. Da, din cauza pandemiei s-a reprogramat. Cum ați primit vestea acestei reprogramări? Și vai, sigur că am fost puțin triști, că noi ne așteptam, deja eram pregătiți pentru evenimente. Și cu valizele făcute. Eram în formă, valizele făcute, da. Dar, cum să zic, acum eu încerc mult online să cânt aici. Noi greu să ne adunăm, pentru că eu și în Germania. Eu am proiectele mele, asta, cum spuneam, cu Terra Nova, Renașterea Spiritului, care tot s-a făcut și online și cu public, cu distanțare la 2 metri, cu măști pe față, în aer liber, la Cluj, și ce am avut aici, concerte. Asta e online-ul, e acum. Produc multă muzică, cum spuneam, împreună cu Radu Groza avem o serie întreagă de activități. Lucrez acum cu Toacele, că spuneai, cu Florine Stefan, director operei din Cluj, și cu 10 preoți. Este o lucrare Tatăl nostru, unde voi avea toacele, tot se va transmite tot online și va fi și pe pentru 1 decembrie, de Ziua României, va intra și pe televiziuni și online. De asta am spus, cine dorește să mai asculte muzică și să vadă, să audă ceva despre mine, YouTube și pe ce sunt? Nu, pe Facebook. Și pe asta, internațional, unde te găsești, pe iTunes, da. Dacă dați acolo Jetica, tot un poem simfonic, care are o forță extraordinară și are spiritul ăsta românesc, Visul Toboșarului, Renașterea
cu fanfara din 10 prăjimuri. Vom difuza și noi foarte, foarte mult în perioada asta, mai ales că ai spus de 1 decembrie și vom populariza tot ce faci tu acum, toate proiectele tale mai noi și de viitor. În perspectiva întâlnirii cu Pasărea Rock, de aici din Canada. Mă bucur foarte mult și sper cât să se poată realiza acest concert, dragă mea. Da, se va putea, am replanificat-o, de altfel ești la curent, pentru la anul, la toamnă. Dar ce înseamnă Pasărea Rock, în câteva cuvinte? Pasărea Rock este o întâlnire a trei membri din... De fapt, în toată lumea sunt formații care și-a mai schimbat din formulă. Și cântă împreună cu un solist nou, sau cu un baterist nou, sau cu un chitarist nou. Știm bine, acum nu trebuie să dau detalii. Dar a existat o perioadă ca într-o familie, după atâția ani de conversuire, și la Rolling Stones, și la Deep Purple, și la AC/DC, și la ce știu eu. Au mai schimbat formulele. Spuneam de Nicu că este un om absolut deosebit, a făcut foarte multe lucruri mari, mari, importante în viață și muzical. A rămas cu Phoenix, am rămas în albumul Canta Fabule, care este în patrimoniul muzicii rock românești. Sunt de o valoare inestimabilă și acum sunt în actualitate multe din piese. Este formația care a pregnat o generație întreagă de tineri și sigur, Nicu, fiecare cu viața lui, după atâta timp, eu am încercat mai mult să-mi fac proiectele personale. Eu stimez și apreciez tot ce am trăit împreună. Noi am trăit o viață împreună. Așa că n-ai cum să arunci ăla cu pietre care e mai special sau care e mai... Fiecare, toți avem meteahnele noastre și nebuniile noastre. Tocmai de asta, numai cu respect reciproc s-a putut ca noi să fim împreună. De multe ori ne-am și despărțit, ne-am certat, ca într-o familie, ne-am iubit. Și acum, sigur, după o perioadă, drumurile, fiecare și-a luat o altă formă. Eu am avut încă multe de spus în... plan personal în muzică, Ioji la fel, Baniciu la fel și cred că asta a fost, că fiecare și-a îndeplinit o parte din visurile sale. Dacă ar fi să dăm timpul deci veți înapoi... asculta un sound foarte apropiat de Phoenix, piese foarte frumoase care vor trezi sentimente de dor, de iubire, de niște amintiri plăcute și o stare de bine. Asta încercăm noi să aducem publicului din diasporă, din Canada și unde o să mai fim în momentul în care va fi posibil să cântăm peste hotare. Profit acum de faptul că te am în interviu, pentru că vreau, ca orice jurnalist, vreau să scot cât mai mult de la cel care stau de vorbă, mai ales că ești un rar avis, nu se întâmplă foarte des să te avem. Dacă ar trebui să dăm timpul înapoi, ai mai repeta încă o dată fuga în Germania sau în altă țară? În niciun caz. Aia n-a fost o fugă. Aia a fost o experiență de viață. A fost într-un moment în care noi eram interziși. Eu nu aveam contracte și în alte țări, nu mi s-a dat voie. Conjunctura a fost de așa natură ca noi să putem, în colivia de aur, să putem să ieșim și să ne etablăm, să vedem talentul nostru și muzica noastră cum e în afara țării, unde noi eram în vârful carierei în momentul în care noi am plecat în 77, când am pe stadioane. Noi n-am plecat de foame sau de asta, dar ca să vezi ce puternic a fost dorința asta să concurezi cu o lume întreagă și să vezi cum e primită muzica. Sigur că a fost foarte greu, iar eu am avut un dor permanent de România. Dacă ni s-ar fi dat drumul, n-aș fi stat o zi mai mult decât aș fi avut contractul, m-aș fi întors în țară, vă spun cu inima pe suflet. Și tocmai asta a fost grav, că noi nu ni s-a dat drumul, să onorăm niște contracte în străinătate. Și ce să spun... Eu am dorit, abia am așteptat cumva, nici nu mai știam, am trăit într-o închisoare în libertate, de fapt, în Germania. N-am crezut niciodată că se întâmple, o să fie posibil, ca să mă voi putea întoarce înapoi în România.
după 90 în ianuarie, m-am și întors, am venit la Iași cu, ce să spun, cu niște ajutoare, vreo de 40 de tone, cu medicamente, cu tot ce... N-am putut să vin cu mâna goală, mi-a fost un dor nebun de țară. N-am mai avut pe nimeni, ai mei murise între timp, îți dai seama, o poveste de roman. În 2000, când m-am decis și am venit în România și am trăiesc viața într-un mod atât de plăcut pentru mine, cum nu vă imaginați. Mă simt foarte bine, puteam să stau și în Germania, puteam să plec în Africa, puteam să plec în America, unde vroiam eu pe planeta asta ca și cetățean german, n-ar fi fost nicio problemă. M-am întors în România că am simțit că limba română, și vorbesc și bine germană, nu e nicio problemă, că am și familia mea cu băiatul care are 30 de ani, care scalcă și el pe urme, se pare, da, nu? Da, e chitarist mare, da. A studiat în Olanda chitară, a cântat în Pimpi Panda, o trupă germană, acum are proiectele lui personale, în sfârșit. O să auziți și de el. Și l-am invitat în țară în proiectele mele, că am avut Balkan Explosion, un concert acum vreo, cât a fost, în 2014, acum 6 ani. L-am invitat să cânte la chitară, am avut invitați din Rwanda, din Bolivia, din Egipt, din Cairo, UD, instrumentiști. Se găsește pe YouTube, Balkan Explosion, Ovidiu Di Fanțelderic, acolo a fost și Rona Hartner, invitata mea, și Delia, Stelu Enache, am scos muzica românească. Chiar mi-am notat, da. Balkan Explosion, abia aștept da, să, da. Pe YouTube, să văd asta. Pe YouTube și să vedeți, da, da. Ovidiu... Ce să vă spun, aștept să ajungem în Canada cu Pasăre Rock, care este o formulă cumva de satisfacție personală, să ne mai adunăm împreună, să cântăm și nu ne-am gândit niciodată să facem iarăși o mare performanță, dar a avut un succes foarte mare, piesele compuse de Iorgi au fost foarte bine primite așa de public, da? Și na, ne-am cadrat în spiritul ăla care știam cu toții și sună foarte apropiat de Phoenix, ăsta e adevărul, fiind și-o trei de acolo care am susținut pasărea să zboare și asta spun și eu acum, va fi foarte greu să ne îngenuncheze cineva, că noi suntem niște zburători. Salut românii din Canada și știu că suferința e mare și acolo și aici. Noi suntem un popor călător și spuneam suntem zburători și nu vom putea fi îngenuncheați niciodată. Așa, românii mei, numai bine. Toate bune. La revedere și mulțumim. Sănătate, multă sănătate. Mă, cu drag. Doamne ajută. Ovidiu, din okay. auzite, da, mi-a că vorbeai de păsări, de zbor, mi-a șoptit da. O păsărea că îți place să mănânci bine, îți plac da. Mâncărurile bune, e adevărat? Da. Da. Noi am luat cina la un restaurant libanez în Iași, foarte frumos, elegant, și aici am rămas și am fost și la stomatologul meu, că eu vin de la București la Iași. Da, este un doctor de mare, mare clasă aici și pentru cei din străinătate îl recomand cu mare drag, Ovidiu Secrieru, care mi-a făcut, îmi face dantura ca la Hollywood. Super, super tare. Ce mâncare, da, da, da. Ce mâncare îți plac cel mai mult, Ovidiu? Măi, eu sunt fasolar. M-am născut la Iași aici, eu fasolea toate felurile o mănânc. Și, da. Dar bineînțeles că eu am fost și am și gusturi rafinate și îmi place să probez din diferite geni. Și asiatic, și italian, și francez, și canadian. Abia aștept să ajung în Canada să... Că noi am avut acolo niște prieteni care ne-au invitat la masă când am venit și da. Da, bineînțeles. Da. Se va întâmpla și asta. Pentru, înainte de a încheia, pentru că e târziu apropo că în Quebec e multiculturalitatea în floare acolo. Exact, da. Vietnamezi cu mexicani. Nici o problemă, veți găsi aici. Dansează dansurile lor și este senzațional. Eu asta propag, multiculturalitatea și m-am simțit fenomenal în Canada. Bine, în partea Quebec, în partea franceză, nu? Asta e, se vorbește slang-ul ăsta francez cu, nu? În Quebec, da. Da.
Ei, în sfârșit, Montrealul mi-a plăcut foarte mult și da, m-am simțit extraordinar de bine, numai că noi am fost, când am fost? Iarna, cred, eram iarna, când am fost cu Phoenix sau când am fost eu cu Marius, nu mai știu exact să nu le confund, dar era mai cald în frigider, asta am vrut să spun. Nu este ceva nou aici în Canada, frigul ăsta. Da, dragul meu, da. Dragilor, eu mă bucur că mai ai întrebări, vrei să mai... Nu, de fapt, nici nu mi-am pregătit niște întrebări anume, pentru că știam că ești un personaj în sine și ești foarte spontan, așa că nu avea rost să îmi pregătesc întrebări. Uitați-vă pe... sunt în zodia vărsător, sigur că sunt de aer, dar am o legătură foarte puternică cu pământul. Trăiesc o pendulă fucoică, mă încarc cu energiile din... când sunt sus, când sunt jos, nu contează. Eu mă încarc în continuu. Și ideea e că și dau mult. Asta este adevărul. Cum primesc așa și dau. Sunt un tip care prinde optimism și îmi trăiesc o perioadă a vieții acum. Eu până la 67 nici nu știu, adică când spun vârsta asta, 67 de ani, mi se pare ceva total halucinant, nu sunt eu. Dar acum, într-adevăr, mai trăiesc o perioadă de adolescență între adolescență și maturitate. Succesul este foarte mare din toate părțile. Să știi că energia contează foarte mult. Mult mai important e să ai un suflet mare, să știi să dăruiești și în momentul ăla primești foarte mult. Ovidiu, de fiecare dată, pentru că spuneai că ești vărsător, pe 31 ianuarie da. Mă voi gândi la tine și îți voi transmite și ceva din energia noastră pozitivă și din dorul nostru pentru artiștii noștri dragi din România. Vă mulțumesc mult. Înainte de a încheia, vreau doar să menționez asta pentru telespectatorii noștri, că Ovidiu Lipan Țăndărică a primit numeroase distincții, unele dintre ele la cel mai înalt nivel, premiul de excelență pentru întreaga activitate artistică în 2003, acordat ambasador de Ministerul Culturii. Ambasador al turismului, meritul cultural în grad de cavaler, grad de ofițer. Sunt lucruri care mă onorează, pentru că asta este cumva o carte de vizită, un lucru care de apreciere. Dar eu am rămas același Ovidiu Lipan Țăndărică, care așteaptă și nu caută prea mult să nu intre în rătăcire. Lucrurile bune vin spre tine, trebuie numai să le gândești. Iar noi îți trimitem de aici distincția cea mai înaltă pe care ți-o putem acorda, dorul nostru pentru artiști mari și frumoși ca tine și ca ceilalți de la Pasărea. Dragilor, de uitați-vă la pe YouTube, pe Google, ceilalți. Pe Facebook la mine, căutați-mă, îmi cereți prietenia și o să vă aveți acolo muzică care într-adevăr a fost făcută din jenă, muzică făcută din suflet și asta e important. Eu mi-aș dori, cum spuneam, după turneul ăsta, dacă se dă drumul, să pot să fac un eveniment și cu fanfara din 10 prăjini. Vom ridica Canada în aer, vă spun. Așa vom face. Mulțumesc încă o dată pentru tot și pentru buna dispoziție pe care ai creat-o. Și nu uitați, eu rămân și voi trăi... asta, Ovidiu Lipan Țăndărică este pagina mea de Facebook și, cum spuneam, mă simt 20 de ani care am trăit în România, mi-au dat o bucurie enormă și cred că am acoperit quantumul ăla de... Eu am plecat la 23 de ani din România în 77, m-am întors la 46 și uite că am ajuns la 67, iarăși 23 de ani. Este incredibil ce ciclu al vieții l-am petrecut. Acum... să vedem cum merg lucrurile, să deschidă iarăși posibilitatea de a cânta internațional. Că ăsta a fost dorința și dorul fiecărui artist până la urmă. Salut românii din Canada și
Știu că suferința e mare și acolo și aici. Noi suntem un popor călător și spuneam suntem zburători și nu vom putea fi îngenunchiați niciodată. Așa românii mei, numai bine, toate bune!